Este a doua zi, am dat prima lună de lavabil. Am zugrăvit și aici. Urmează să o sușe pereții, pentru că este foarte frig afară. Acum mă apuc să curăț rosturile la gresie și să o chituiesc. Iar apoi mai dau ultima mână aici de lavabil. O să chituim faianța, gresia, iar apoi să montăm corpurile sanitare. Am terminat de zugrăvit, de chituit gresia, acum ne-am apucat de montat corpurile sanitare. Am început să facem și să fac și instalația sanitară. Acolo o să vină vasul de toaletă, aici o să vină lavoarul, căldița. Am decis să punem o instalație aparentă, pentru că pereții sunt foarte subțiri și riscă să se înghețe. Aici vine un boiler montat, mai am să mai fac traseul la apă caldă. Acum urmează să termin instalația, să dau cu câlți la robineți și să montez și bateria, iar mâine cred că o să vin să montez toate corpurile, adică WC-ul, tot ce mai trebuie pe aici. S-a uscat foarte bine aici, a ieșit bine, avem aici vasul de toaletă, lavoarul și la mine e o dezordine pentru că nu am avut timp să fac deloc curat. Acum urmează să finalizez instalația, să trasez, să trag și conducta de apă caldă, să fac câteva retușuri pe la treceri, iar cred că mâine o să vin să montez toate corpurile pentru că s-a făcut târziu și nu mai stau la seara aceasta. Da, da. Aici am ajuns la ora asta, mâine o să continui, am montat boilerul, am pus un filtru Y aici, doi robineți, avem și un general aici de la apă, am montat și ștecherul cu cablul la boiler și mâine o să urmeze să finalizez baia. Dacă sunteți curioși cum o să iasă această baie, mâine seara o să revin cu un videoclip special numai pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc și la revedere!